fă-l să stea lângă tine. Am înțeles. Mulțumesc din nou câteva clipe, cum zic eu, ca să nu plecați, câteva clipe de pauză, de respiro. Revenim cu informații despre Grațiela. Deși părea una din victimele sigure ale junglei dominicane, Grațiela a intrat în grațiile coechipierilor și a devenit una din vocile respectate din tabăra faimoșilor. Cum vede Andrei Duban evoluția soției la Survivor, aflăm imediat la Fan Arena. Ne-am întors, prieteni, imediat vom discuta cu Andrei Duban despre soția sa, minunata sa soție, Grațiela, dar până atunci nu uitați fanarena.canal de România, mereu vine să spun .ro, dar nu o să zic .ro. Am pus două fotografii, una cu Claudia, legat de conflictul cu echipa sa, și una cu echipa războinicilor. Tot ce pot să vă spun e că până în acest moment sunt mai multe like-uri, mai multă lume o susține pe Claudia. Era normal. În conflictul cu războinicii. Nu știu cum se va sfârși, mă rog, această confruntare din spațiu virtual, dar așteptăm în continuare de la voi păreri, opinii, comentarii, dați follow acolo la pagina noastră de Instagram, fanarena.canal de România. Mergem la Andrei. Andrei, zi-ne cum e Grațiela, știi? Eu care sunt moderator de mulți ani, cum ești tu, actor de foarte multe ani, prima întrebare care îmi vine e dacă ea joacă un rol acolo, știi? Dacă juca un rol până acum, v-ați fi pierdut. Iartă-mă, n-am să mai pot să stau cu fața la tine, pentru că imaginea este atât de mare, aș sta numai cu fața la am înțeles. Dar poți să stai așa mai în profil. Dacă vrei, uite-te în monitor. Nu, așa ceva. Eu n-am acasă așa ceva, ca aș pune, îți dai seama. Da. Nu este deloc un rol. Ea este foarte sensibilă și ce văd eu acum la ea este ceva extraordinar. Faptul că s-a setat în minte și a trecut de atâtea săptămâni pentru mine. Bine, sigur mă așteptam. Noi am mai fost într-un show de televiziune în care ne-au fost testate limitele. Sigur că atunci ne aveam unul pe altul. Eu am plecat atunci după vreo 25 de zile și ea a rămas să ducă tot greul. Și atunci am descoperit cam ce putere are pe dinăuntru. Acum, la concursul ăsta sunt extrem, extrem de mândru de ea. Am foarte mari emoții de câte ori începe emisiunea. Aș vrea să fie în fiecare seară, nu doar de sâmbătă până marți. Sigur că aș vrea de multe ori să pot să fiu acolo și să o ajut cu un sprijin de oricare ar fi. Dar copilul văd că zice? Își găsește... Ce zice? Armin este mult mai tare decât mine, vreau să-ți spun. Mult mai pregătit. El nu e așa fleașcă, așa cum sunt eu. Sunt foarte, da, emotiv. Da, la chestia, este punctul meu sensibil, trebuie să recunosc. De câte ori o văd, îmi tremură stomacul. Cum spun, am început să mănânc de vreo două ori pe zi și atât. Mă simt super vinovat de tot ce bag în gură, când mă gândesc tot timpul la ea. Simt și știu că se gândește și ea tot timpul la noi. Încercăm în fiecare seară să-i trimitem un gând bun și un să simtă, chiar dacă suntem la atâția kilometri distanță, să simtă dragostea noastră. Dar ea așa e în viața de zi cu zi, așa am organizat-o. Da, și mă bucur tare mult că își ocupă, eu știu de ce face asta, de ce gătește pentru ei, ca să-și țină mintea ocupată și să nu se gândească tot timpul cât e de greu și cum e singură și că noi suntem departe și așa mai departe. Ea face toate lucrurile astea ca să-și țină mintea ocupată și să poată să reziste psihic, pentru că acolo trebuie un psihic... Crezi că foarte va puternic. Rezista? Da. Cred că mai are un pic și trece de un anumit prag în care o să-și intre într-un fel de rutină, ca să zic așa, adică să devină, știi cum e când închisoarea îți devine ceva normal? Știi? Ea mai are puțin și o să-i se pară normală pușcăria aia de acolo. Pentru că este o pușcărie. Da, asta e un alt, subiect care... Păi, de ce să nu... Care trebuie la un moment dat... 21 de zile are nevoie corpul uman să adapteze la orice situație. Exact. Da. Exact, asta am învățat-o de la Tibiu Șeriu și din cartea pe care a scris-o el. Corpul nostru se poate adapta absolut la orice. Corect. Iar ea, dacă până acum a găsit resorturile interioare să facă asta, pentru mine deci și pentru noi este... Deci tu crezi că s-a adaptat? Da. Eu, ce vrei să spui, că e o surpriză? Nu este o supraviețuitoare cu adevărat pentru noi. Ok, tu ce, ai vrut să zici ceva și te-am întrerupt, nu? Nu. Ai stat cu ea acolo. Am afirmat.
Nu, da, zic, ai stat cu ea acolo. E, da. E cum zice Dubi? Este, într-adevăr, eu, bine, Dubi o știe mult mai bine decât mine, logic. Ce am văzut eu, eu cred că încă mai are un pic până să treacă pragul respectiv să se acomodeze. Mai trec vreo săptămâni? O săptămână, zic, maxim. Da. Și plus că am văzut, a ajutat-o foarte mult că a adus puncte. Da. A început să capete încredere în ea. Are încredere. Și pe ea asta o motivează foarte mult. Da. Dacă ei spui că, adică dacă ea vede că este de folos echipei, îi crește și încrederea în ea și forța. Înțelegi? Nu, și are capacitatea să înțeleagă, să face diferența între joc și în afara jocului. Adică ce se întâmplă în camp și ce se întâmplă în joc. Și atunci e un plus foarte mare pentru ea și eu cred că o să ajungă foarte departe în jocul ăsta. Așa o vezi tu, da. Andrei, nu poți să te întrebi, știi, gura lumii mai... Văd că dați în buclă imaginile cu îmbrățișerile. Este absolut normal, este firesc să plângă pe umărul unui copil, Ghiță, e un copil. Sigur, numai o minte perversă, obosită și diabolică poate crede sau poate vedea altceva în afară de îmbrățișeri pur și simplu normale în situația în care ești acolo. De asta spuneam, doar o minte prea perversă ar putea să... și prea cancanistică, știi? Da, prea uzată de televiziune. Ar căuta în asta un subiect altul decât ar fi. Să nu uităm că ea este o femeie care știe clar unde s-a dus, și anume la Survivor România și nu la Insula Iubirii. Iar cât despre gura lumii, pentru că este trecut și de 12 noaptea, dragă Cosmin, să știi că cel mai bun sex oral mi-a fost făcut de către gura lumii. Nu am niciun fel de problemă cu... Asta pentru Augustin, să țină minte, să dea. Da, bună, da. Am foarte mare încredere în... Metaforic vorbind. Metaforic vorbind, bineînțeles. Am foarte mare încredere în Grațiela. Sigur că este normal să nu fie plăcută de toată lumea. De curând, în seara asta, am intrat într-un fan club Survivor România și oamenii chiar de acolo chiar se întrebau dacă nu este contul un fake. Nu este. Sunt conștient că nu o să poată să o placă toată lumea. Nici nu e asta ideea. Vreau să invit pe cei care o susțin și cei care o plac să intre. Există o persoană care se ocupă de Instagram-ul ei, de Grațiela Teohari Duban, și acolo găsiți informații din concurs. Și dacă vreți să o susțineți, puteți acolo să intrați. Și în felul ăsta i-am liniștit și pe cei vreo 40.000 de fani, am înțeles că sunt în acest fan club. Da, nu, sunt oameni mulți. Ce vreau să mai îmi spui un singur lucru. Cum vezi conflictul pe care el l-a avut cu Elena? Da. Și mi se pare că s-a mai... Da, să vezi tu dacă până la final o să fie cele mai bune prietene. Grațiela are nevoie de ai văzut, până acum a fost Ruby mai apropiată și făceau bine, adică ele două se potriveau foarte ok la discuții, la e normal să-și facă un nucleu. Sunt sigur că și cu fata nou venită și cu Asiana, copilul cu minte al fetelor, împreună fetele vor fi leoaice și împreună și cu băieții vor rezista cât vor mai rezista. Mult. Noi o iubim și o așteptăm acasă, indiferent de ce rezultat va avea ea acolo. Îți mulțumesc. Zi-mi doar atâta, cum e piciorul? Cum merge recuperarea? Recuperarea merge excelent. Am cel mai bun doctor din țară, Gelu Cosma, de la Kinetic Sport and Medicine. Mă chinuie îngrozitor. Am 3 ore de pregătire pe zi, după care astăzi, după amiază, am fost la bazine în continuu, sunt epuizat efectiv. Dar știu că nu îmi face decât bine și de fiecare dată când m-am dus la el, m-a scăpat de pubalgie în 10 zile. Am zis că așa ceva nu se poate. Deci ești pe drumul cel bun, ca să tragem... Deci în două săptămâni reintră în chef. Da, în două săptămâni se întoarce la Survivor. Aceasta a fost Fan Arena din această seară, prieteni. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim. Ne revedem mâine seară după Survivor. Nu uitați de pagina noastră de Instagram. La revedere!